Noi am montat decorul pentru scena următoare. Așadar, să intre în scenă, se știu ei care, adică și eu. Mănușule, suntem colegi, dar pur și simplu nu înțeleg cum reușești tu să rezolvi problemele. Cum faci totul? Între timp. Cum adică între timp? Foarte bine. Uite, să luăm o zi obișnuită, marți. Ce fac dimineața când mă scol? Mă duc să mă spăl, nu? Ei bine, între timp îi spune vestimii ce are de făcut, unde trebuie să ducă și cu cine să vorbească. Pe urmă îmi beau cafea, nu? Între timp îl mustruluiesc pe la micu să nu întârzie la școală și nu care cumva să mai vie cu un patru la geografie, că știe el. Și mai departe? Mai departe mă duc la servici și pe drum recapitulez ce am de făcut. Între timp intru la tutângerie și mi-au pronosportul să-l am... Așa la îndemână la birou. Gata, am ajuns la birou, mi-am pus mânecuțele, mi-am scos creioanele și pixurile, fără de care sine qua non, cum spuneau romanii, și mă apuc să rezolv primul dosar. Între timp, Goguleanu spune ultimul ban cu elevul acela comic și toată lumea râde, bineînțeles, în afara celor de la ghișeu, că ei sunt afară. Între timp am terminat dosarul pe care l-am avut în față, că nu e complet și respectivul trebuie să mai revină cu alte acte și trec la al doilea. Respectiv. La al doilea dosar. Între timp, doinița mereuță a făcut cafeluța. E acum, e, dar e caldă. Cine e doinița? Nu, cafeluța și o sorb. Cafeaua? Nu, pe doinița. O sorb din noi, că primăvara asta face toate fetele mai frumoase. Nu, e vorba că doinița e frumoasă și iarna și face o cafeluță, ce spuneam, cu o sorb. Așa, o sorb și am rezolvat și dosarul 2. Păi când l-ai rezolvat, că până acum ai băut cafeaua? Cum când? Între timp? Așa, acum s-a făcut 10 și mă cheamă șeful să mă întrebe de diferite situații. Ce? Păi mă duc. Ne adunăm acolo mai mult să analizăm și să discutăm și între timp ne mai spune părerile și despre cuplajul de duminică și cel de miercuri, că fiecare dintre noi zice că altă echipă are șanse să câștige campionatul. Și între timp? Între timp, Universitatea Craiova a mai câștigat 2 puncte și emite și ea pretenții. Dar șeful? Emite și el. Pretenții? Decizii. Între timp, până semnează el, eu îi spun că am o treabă urgentă de familie, că s-a îmbolnăvit Margareta, și îl rog să mă învoiască 2 ore. El mă învoiește și eu dau fuga la Sârbiți cu mașina, că așa o cheamă, Margareta, care nu se are cătușește. Bine, măi, dar pe soția ta nu ajut și tu la cumpărături, la ce mai are ea de rezolvat pentru casă? Cum să nu? Între timp, cât stă mașina pe rampă, eu dau fuga, iau niște zarzavat, iau niște fructe, niște ulei. De salată. De mașină, că mi-a spus mecanicul că de-aia tușește. Trebuie să-i schimb uleiul. Când m-am întors... La servici? Nu, la servis. Mecanicul zice că ar trebui și niște buzinoi. Bine, zic eu, lasă, că mai trec eu. Când? Ca și azi, între timp. Când am venit la birou, pe masa mea s-au strâns... Între timp? Exact, un molder de hârtii urgente. Încep eu să le studiez și între timp mă gândesc cum să completez pronosportul. Îl completez, ba hârtiile urgente în sertar și spun lui Tudorel să știe că m-am dus până la direcție și între timp dau fuga și depun buletinul. Bă, Mișule, dar ești într-adevăr formidabil. Ce? Asta înseamnă să fii bine organizat și expeditiv. Da. Din păcate a apărut un inconvenient. Păi ce anume? Ieri când m-am întors în birou, Tudorel îmi spune: ai încurcat-o, Mișule, una din hârtiile acelea urgente era chiar urgentă. Și? Păi șeful te-a retrogradat și ți-a dat și avertisment. Când? Păi e între timp.